tuturor! August 2019, ziua în care fix aici, în locul acesta, am pierdut ceva în plan personal, dar am și câștigat ceva. Și anume proiectul Valize Vesele. Aici, asta este locul în care ne-a venit ideea de a pleca în lume pentru câteva luni inițial, plănuisem noi. Dar ce s-a întâmplat pe parcurs, vă arătăm chiar acum. 9 martie, ziua în care ideea Valize Vesele a prins viață. Plin de entuziasm, optimism, dorință de cunoaștere, planuri elaborate și un bilet doar dus în mână, am pornit către Sri Lanka. Câteva luni în Asia, Sri Lanka, Malaysia, Bali, Filipine, Thailanda, erau printre țările pe care urma să le explorăm. Ce s-a întâmplat însă cu planul de acasă? Ei bine, să vă povestim. În data de 10 martie am aterizat în Sri Lanka și ne-am izbit de o căldură copleșitoare și de primele semne vizibile ale pandemiei, o țară pustită, flămândă și disperată. Plănuisem să stăm o lună aici, însă a doua zi după venirea noastră, guvernul a decis să închidă granițele pentru turiști. Nimeni nu mai putea intra în țară. A fost primul moment în care am simțit incertitudinea, nesiguranța și oarecum teamă. Dar a fost și momentul în care am învățat ce înseamnă să te adaptezi și să iei decizii rapid. După doar 2 zile petrecute în Sri Lanka, timp în care am trăit experiență de neuitat, am luat decizia să plecăm către Bali. La o zi după plecarea noastră, Sri Lanka a intrat în lockdown. În 13 martie intram în Bali, într-o oază de verdeață și calm. Nu aveam să știm atunci că insula aceasta ne va deveni casă pentru următoarele 3 luni și jumătate. Bali ne-a oferit momente unice. Pe lângă peisajele incredibile, lanurile verzi de orez, plajele spectaculoase și cascadele din junglă, a adus în viețile noastre oameni și experiențe autentice, dar și limitări pe care nu am reușit să le înțelegem. Când autoritățile au decis să închidă insula, la aproximativ 2 săptămâni după sosirea noastră, au hotărât să închidă și obiectivele turistice, dar și plajele. Kilometri de plajă au fost închiși, 10 de temple și-au închis porțile, mai puțin mall-ul și restaurantele, mall-ul nu reprezenta un pericol. Pe lângă toate acestea, ne-a rămas un lucru de preț, libertatea de mișcare. Puteam ieși din case, ne puteam plimba prin lanurile de orez, puteam să ne ținem mintea ocupată. Dar insula se tot golea zilnic sub ochii noștri. 10 de zboruri de repatriere se efectuau pentru cetățeni englezi, polonezi, italieni, ruși, nemți, nu și pentru români. Am folosit timpul petrecut în Bali cât de bine s-a putut. Am arat pământul, am plantat orez, am făcut cărămizi, am cules orez, am vizitat locuința unei familii de balinezi, ne-am făcut prieteni. Am sărbătorit Paștele pe insula alături de Edi și Andreea, doi români pe care i-am cunoscut acolo. Un paște românesc cu sarmale, mămăligă, salată bioc și ouă înroșite. Cu marcărul, atât s-a putut. Am avut parte de o cazare la care doar visam în mod normal. Pandemia a venit și cu oportunități în cazul nostru. Amora Boutique Villa Ubud a fost locul în care am simțit că ne-am trăit luna de mire. Suntem recunoscători că am avut șansa să ne trezim în fiecare dimineață cu priveliște de acolo. Luna mai a venit și cu schimbări. Ne-am mutat în partea de sud a insulei, împreună cu Edi și Andreea. Am explorat partea aceasta de insulă, am vizitat câteva plaje care s-au deschis între timp și ne-am cunoscut cu Cristi și Ralu, cu care am făcut și un trip către Ahmed, nordul insulei și una dintre cele mai frumoase zone. În tot acest timp, speram că vreo altă țară din Asia se va deschide pentru turiști și ne vom putea continua călătoria. Dar nimeni nu avea de gând să facă asta. Am părăsit Bali în 1 iulie, imediat după deschiderea aeroportului și ne-am îndreptat către Europa. Am aterizat în Amsterdam, unde am petrecut câteva zile vizitând orașul. A fost un șoc pentru noi să vedem atât de mulți oameni pe străzi și în cafenele. De aici am pornit către Belgia, iar apoi am tranzitat Germania cu trenul și am mers în Austria. Am vizitat Viena, Halsa, Salzburg cu Alexandra și Adrian de la Everyday Holiday. După cele 2 săptămâni în Europa, ne-am întors în România. A fost momentul în care nimeni nu mai credea că proiectul Valize Vesele va continua. Dar am decis să ne descoperim și propria țară și a fost una dintre cele mai bune decizii. Am călătorit prin România în luna august, în plin sezon, și am ajuns în locuri în care ne doream de mult să ajungem. Vârful Toaca, lacul Sfânta Ana, Racoș, cazanele Dunării, Cheile Nerei, Cascada Bigăr, Rudăria, Roșia Montană sunt doar câteva dintre ele. Am avut în România cele mai bune videouri pe canal și pentru asta vă mulțumim. După 30 de zile prin țară, am decis să plecăm către Grecia. A fost prima dată când am făcut și un test PCR. Urma ziua Andrei și ne doream să fim într-un loc cu soare și mare și opțiunile nu erau prea multe. Am aterizat în Creta în septembrie și timp de 2 săptămâni am cutreierat insula dintr-un capul celălalt. Am vizitat Hania, apoi ne-am îndreptat către plajele din estul insulei, Falasarna Beach, Valos și Elafonisi. Ne-am declarat cuceriți de culoarea apei din Creta și nu în ultimul rând de gustul mâncărurilor grecești. Apoi am traversat cheile Samariei, chiar de ziua Andrei, am mers 16 km pe jos și am avut parte de experiență poate unică în viață, pe care o recomandăm dacă ajungeți în Creta.
Apoi ne-am îndreptat către vestul insulei și ne-am cazat în hotelul unei românce, Ionaios Nicolas, un orășel cochet și foarte liniștit. Am vizitat insula Spina Longa, una dintre ultimele colonii de leproși din Europa, și am reușit să vedem și Vaibici, plaja de lângă pădurea de palmier din Creta. Din Grecia am pornit către Portugalia, un zbor cu escală în Dublin. Era cam singura opțiune pentru care nu aveam nevoie de test și carantină la destinație. Portugalia ne-a surprins plăcut. Ne-am îndrăgostit de Sintra, Cascais, Aveiro și Costa Nova. Dar cea mai frumoasă perioadă pentru noi a fost cea petrecută la fermă. Zilele acelea ne vor rămâne în suflet. Din Portugalia ne-am întors în România pentru că situația din Europa nu arăta prea bine în momentul respectiv. Însă 2 săptămâni în izolare pentru că Portugalia era pe lista galbenă a României. Nu a fost ușor, în primele zile ne-am odihnit și nu am simțit presiunea izolării. Cel mai greu a fost însă spre final, în ultimele 4-5 zile. Vă mulțumim tuturor celor care ne-au transmis gânduri bune în toată această perioadă. La începutul lunii decembrie însă ne-am hotărât să ne îndreptăm către un nou capitol în ceea ce privește valize vesele și anume Statele Unite. Însă intrarea în țară ne-a fost refuzată. Poate așa a fost mai bine, nu vom ști niciodată. Nu știu. Hai, că spargă gheața. E bine, așa au arătat ultimele 12 luni pentru noi, mai mult sau mai puțin, pentru că nu. În ultima vreme n-am mai actualizat intro-ul cu ultimele săptămâni de când ne-am mutat înapoi la Cluj și am început așa un mic business, dar înainte de asta, în perioada în care am călătorit, în lunile astea în care am călătorit, cam așa au fost pe scurt pentru noi. Facem un an de valize vesele. Cheers! Cheers! Mulțumim, mulțumim tuturor. Am crescut o comunitate foarte frumoasă, spunem noi. La început, mai știi, anul trecut pe vremea asta aveam 200 de abonați sau 300. Da. Și un GoPro în mână. Nu știam foarte bine să filmăm. Nu, eram foarte timorați în fața unei camere. Nu știam să edităm. Exact, și da. Plecam pe un drum necunoscut. Și dorința noastră cea mai mare era să explorăm și să vedem lumea. Doar că, așa cum bine știm cu toții, am avut parte de, și încă avem parte de o pandemie, și planurile s-au schimbat. Și mergem înainte. Mergem înainte, da. Chiar a fost un an incredibil de frumos, incredibil de bun pentru noi, așa, per total. Noi astăzi ne-am dus în locul în care a venit ideea cu valize vesele, am vrut să filmăm acolo un intro mai lung. Dar am avut parte de un vânt și de un frig care nu ne-a lăsat efectiv să filmăm. Da, da, da. Doar foarte puțin, chiar la început ați ascultat-o pe Andreea. Dar ăla e locul nostru oarecum de suflet, acolo a venit ideea asta, era prin august 2019. Exact. Da. Și eram acolo, am stat câteva ore, ne-am gândit, am analizat și am luat decizia. Noi am mai povestit asta undeva în aprilie. Am făcut un video când eram în Bali, cine suntem noi, povestea valize vesele. Și eram, nu știu, cât abonați aveam atunci? 1000? Nu știu, puțin oricum. 1500, pe acolo. Și am considerat, acum la un an, să mai facem așa un update, să mai zicem încă o dată, pentru că totuși o diferență de la 1000, aproape 17.000. Da. Și revenind, cred că l-a fost momentul decisiv, august 2019, când am decis să... Să plecăm. Să facem o schimbare, practic. Da. Da, să dăm un restart. Un reset și un restart. Exact, în viețile noastre. Și planul inițial, ideea era să stăm câteva luni în Asia de Sud-Est.
Aveam totul plănuit, aveam Excel, aveam tot, era la linie. Da, aveam o listă de activități pe care vreau să le facem în țările de acolo, din Asia de Sud-Est, printre care și partea de voluntariat. Din păcate, nu s-au mai aliniat planetele după ce am plecat, dar cumva au apărut alte oportunități și alte experiențe. Da. Ne-am adaptat. Da. Ne-am adaptat constant. Prima adaptare la situația mondială a fost în primele zile în Sri Lanka. Noi pe 4 aprilie trebuia să plecăm din Sri Lanka în Malezia. Și noi pe 13 martie deja eram în Bali, deci toate planurile au fost date peste cap în câteva zile. Exact. Dar, nu știu, cumva, acum stau bine și mă gândesc, a fost un moment greu, fiindcă no, eram oarecum și speriați, panicați, plecasem în aventura asta noastră de câteva zile și tot se schimba în jurul nostru. Dar am fost destul de tare, deși în Bali, la început. Să mai aduce aminte? Eu, da. Vlad își lua temperatura din 5 în 5 minute. Și avea 35, 35 cu 6, 34 cu 9 câteodată. Da, și zicea constant că el are febră, el da, se simte bine. Era situația aia, toată lumea era agitată, toată lumea era speriată, oarecum nimeni nu știa ce se întâmplă și intrase așa o mică panică câteva zile. Da, 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 până la modul că e stricat termometrul, și mai zic bine cu termometrul, am febră sigură. Da, ne-am revenit după aia. Da, nu știu, da. Nu dura mai mult de 5 zile. Destul, oricum. Și iar îmi aduc aminte că le amestecăm un pic. Știi când am făcut bagajele? Da. Pe? Da, da. 7 martie. Pe 7 martie. Adică fix astăzi, cu un an în urmă. Pe 7 martie am făcut bagajele. Pe 8 martie am plecat spre București, din Vatra Dornei, cu valizele în spate, adică cu rucsace. Și pe 9 martie am plecat din București. Și era prima zi când s-au închis zborurile dintre România și Italia. Da, asta mi-aduc aminte și eu. Și era un pic ciudat. Deci chiar a fost un pic ciudat. Încă acolo nu se purta mască atunci. Nu se purta mască, nimic. No. Și după aia, Sri Lanka, acolo s-a întâmplat totul foarte repede și după aia am ajuns în Bali. Exact. Unde am stat în jumătate. Da, așa cum v-am și povestit în partea de început. Da, și cumva în Bali am învățat să filmăm, în Bali am învățat să edităm. În Bali am învățat să fim liniștiți, să ne descoperim pe noi, să avem răbdare. Da, foarte multe și lucruri. Cel mai important, am învățat că se întâmplă lucruri în jurul nostru pe care noi nu le putem influența sau nu le putem modifica nicicum și tot ce putem face este să ne adaptăm, pur și simplu. Să nu mai stăm să despicăm firul în patru, să ne stresăm, să... Și cred că, da, asta a fost una dintre cele mai importante lecții pe care le-am acumulat în toată experiența asta. S-au întâmplat foarte multe lucruri în anul ăsta și cred că e cel mai complex an al nostru. Cu siguranță, cu da. Siguranță, da. Cu cele mai multe evenimente, marea lor majoritate doar evenimente frumoase și fericite, vesele. Da, sincer, nu. Dacă ar fi să te gândești acum, este vreun eveniment trist de care să-ți aduci aminte instant? În anul ăsta? Da. Da, ar fi cu bunicul meu atunci. Bun, asta da. Dar nu ține de călătorie. Exact. A fost o chestie personală. Mă refer la partea asta de călătorie. Să se fi întâmplat ceva în călătorie, ceva rău de care să ne aducem aminte. Nu. Eu nu mi-aduc aminte nimic. Nu. Am mai fost atunci în Portugalia dezamăgit când nu găseam cazare bine, și astea. Da, da. Și era așa un moment greu. Știi cum a fost 50-50 vina noastră și situația așa. Da, normal. Da, așa e. Deci... Da, nu, deci chiar nu. Nu, exact. Dar am niște întrebări pentru tine. Și avem și un bilanț de făcut cu câteva cifre interesante, dar prima dată întrebările. Spune. Fost odată momente în care ai simțit că vrei să renunți? Trebuie să beau o gură de vin că... Să renunț, adică să spun stop? Să spui gata, nu mai îmi trebuie, arunc camera asta să nu mai văd, mă duc acasă. Dărâdâm. Nu știu, nu am simțit chiar așa puternic. Mm-hmm. Nu, fiindcă
Aduți aminte, noi n-am pus o presiune pe noi când am plecat de acasă. Corect. Fiindcă multă lume ne-a și scris după ce ne-am întors la Cluj. Noi n-am plecat în martie anul trecut să devenim full-time travel vloggeri, full-time, adică doar asta să facem câțiva ani. Corect. Deci nu asta a fost scopul nostru. Scopul nostru era să stăm câteva luni, dar eram pregătit să stăm chiar și un an în Asia de Sud-Est și să avem parte de aventuri și de momente frumoase și să descoperim locurile alea. Și bonus pe lângă asta, am zis, hai să facem niște videouri. Să ne rămână amintire. Să rămână amintire pe viață și asta o să și rămână. Și atunci noi nu aveam presiunea asta, vai, trebuie să filmez, că asta o să fac câțiva ani și de asta depinde tot ce o să întâmple. Nu. Știi? Nu? Nu ne-am pus niciodată baza în canalul de YouTube sau în... Am făcut din plăcere, pur și simplu, și chiar, am făcut-o pentru noi, în primul rând. Chiar am și zis, măi, dacă chiar nu ne se potrivește și devine o povară, și nu mai putem filma, edita, nu ne mai bucurăm de locurile pe care le vizităm, o să spunem stop și aia e. Corect. Adică nu știam cum o să fie, era ceva total nou. Dar ne-am simțit așa, gata, renunț, arunc camera și nu știu, a fost un moment greu în Grecia, când era așa, nu știu, era o presiune psihică. După aia a fost un moment greu în Portugalia, dar nu a fost că renunțăm total. Da, nu, a fost așa că... Nu prea mai existau opțiuni. Da, ne doream cumva... vreau să mai călătorim măcar un pic. Da, cumva ziceam, mă, n-am reușit noi să stăm lunile alea noastre, să vedem atâtea locuri și atâtea țări. Hai să vedem, poate mai reușim să vedem ceva din Europa, acolo unde n-am fost. Corect. Și nu prea mai aveai opțiuni. Nu prea mai aveai unde să mergi, da. Cumva astea au fost, cred că, cel puțin din punctul meu de vedere, cea mai mare provocare din tot anul ăsta... De când cu pandemia, să găsești un loc în care să știi că te poți duce, în care să știi că poți călători și nu trebuie să faci carantină și nu ai nevoie de, nu știu, 11.000 de teste și așa mai departe. Și izolare și tot. Da. Dar... Deci, în concluzie, n-am simțit că arunc camera și stop. Da, bun. Mă bucur să aud asta. Așa. Care e cel mai mare regret? Din anul ăsta? Da. Că n-am reușit să facem ceea ce ne-am propus. Așa și în cazul meu, exact da, la fel. Deci ăsta e... Da, nu e neapărat... Da, e un regret. Fiindcă, v-am zis, noi ne-am făcut foarte multe planuri și chiar ne doream să întâmple. Numai că a venit pandemia și n-am putut noi să influențăm cu nimic. Corect. Adică nu pot să zic că îmi pare atât de rău că din vina noastră, știi? Nu, da, nu. Există acolo așa un regret, dar e cumva motivant. Da. Motivant, poate trebuie trebuie să ne reîntoarcem să facem ceea ce ne-am propus. Exact. Așa. Da. Și încă întrebare. Zi. Vlogul preferat? Vlogul meu preferat e primul vlog. Primul vlog, când eram noi acolo 9 martie cu un GoPro în mână și nu știam ce să vorbim. Și tremuram și ce să vorbim, ce trebuie să spunem. Și am plecat din Doarna până în București, n-am filmat nimic. Am stat la Michi, la fratele meu, de la el până la aeroport, n-am filmat nimic. Am început să filmăm în aeroport direct. Am zis că hai că totuși până la urmă trebuie să filmăm când plecăm. Că facem un video când plecăm, dar n-am filmat nimic. Hai să începem. Cumva ăla e vlogul preferat, că e primul și e și comic, nu știu, e și amuzant, e de toate acolo. E amuzant acum când după un an te gândești, te uiți în urmă, știi, și vezi că... Mă, totuși s-au mai schimbat lucrurile în bine atunci. Și mai este unul din Bali cu Apusu, când am fost noi acolo la punctul ăla, Sunset Point, ceva de genul, da? Și am văzut noi un Apus incredibil de frumos și am avut așa o măsuță și ăla a fost fain, foarte fain și de ziua ta în cheile sau mari. Interesant. Că ai un vlog inedit, e un vlog epuizant, dar e și captivant, nu știu. Da, da. Chiar e foarte, foarte fain. A fost fain atunci. Cam astea sunt așa cele mai, care îmi vin așa prima dată minte, da. Interesant. La tine, ce vloguri preferate ai? Păi vlogul meu preferat este vlogul în care am plantat orez în Bali. E și amintirea mea preferată din Bali, de altfel. După, să mă gândesc, cred că
Karma Beach. Da? Din Bali, da. Da, când am coborât cu funicular acolo și bine, apa a fost incredibil de fain acolo. Foarte frumos. Ăla e un loc în care aș reveni. Așa și Hallstatt din Austria. Hallstatt din Austria. Da, și toate vlogurile din România îmi plac. Stai că acum am eu o întrebare pentru tine. Ia zi. În tot anul ăsta, da. Care a fost cel mai greu moment? Aoleu. Hai să mă gândesc. Cel mai greu moment pentru mine a fost când a trebuit să plec din Bali. Serios? Da. Am și plâns. Da, mi-aduc aminte. Da. Și am avut un moment Las greu. O să ne întoarcem. Am avut un moment greu din cauza lui Vlad. Când trebuia să mergem pe muntele Batur într-o dimineață să mâncăm micul dejun sus pe vulcan. Da. Și n-am mai mers pentru că n-am mai putut eu psihic. Da, îi pare ciudat și îi pare ciudat pentru mulți ceea ce să povestim, dar efectiv n-am mai putut psihic să mergem în locuri și să vedem că e pustiu, adică să văd. Era o problemă de-a mea. Să văd că e pustiu și că oamenii... Le era foarte greu la oameni, la localnici. Erau oarecum disperați. Mai ales în zone departe de zonele turistice, unde erau zone mai puțin turistice. Și când ajungeai acolo, efectiv te vedeau ca pe o comoară, ca pe o salvare. Dar tu nu puteai să-i ajuți atât de mult cum ți-ai fi dorit. Fiindcă nu ai cum. Un om să ajute atât de multă lume acolo. Nu aveam posibilitate. Și efectiv n-am mai putut psihic să merg într-un loc și să văd oameni triști, oameni supărați. Și acolo am clacat. Noaptea aia, efectiv, a fost... Asta n-am spus niciodată, că era așa un inside al nostru. Eu am zis, Andrei, eu nu mai pot să merg. Că nu o să mă bucur de locul ăla, o să mă gândesc foarte mult la oamenii ăia și... Da, n-a reușit. Cumva... A rămas cu o datorie acum. Da, cumva pare rău, dar cred că și acum aș face la fel. Zi-mi cel mai fericit moment al tău din ultimul an. A, păi ți-am spus. Ce? Când am plantat orez cu rana. Cel și mai după fericit? Aia, da, și după aia când am fost la rana acasă, iarăși mi-am simțit foarte bine. Că îl vedeam pe el foarte, foarte fericit și cumva... Da, era și, era și vesel. Din energia lui, așa cumva, da. El era și vesel, da. Era foarte fain. Stai că mai am eu o întrebare. Locul pe care l-ai vizitat și în care te întoarce să stai, nu știu, cel puțin o lună, dar în același loc. Dar nu Bali. Că acolo sigur ai fi zis. Portugalia. Da? Da, Portugalia, la fermă, mai exact. Acolo, la țară? Da. Acolo m-aș întoarce și a sta, nu o lună, trei a sta. Dar au fost fain acolo, la fermă, cu oamenii ăia. Efectiv, i-am ajutat la treabă, i-am ajutat la treburi pe acolo. Chiar ne-am implicat în activitățile lor, era o comunitate de expați oarecum, erau destul de mulți străini în zona aia. Exact. Și efectiv, uite, cu încă o chestie după ce am rămas după anul ăsta, am cunoscut foarte mulți oameni. Da. Deci pe lângă foarte mulți români pe care i-am cunoscut, am cunoscut și mulți străini. Da, și am împărtășit așa povești. Povești, experiențe. Hai să trecem în revistă niște cifre din anul ăsta. 12 luni în cifre? 12 luni în cifre, da. Scoate notițele. Da, bine. În jur de 150 de vloguri. Da. Asta înseamnă peste 450 de ore de editare, fără orele de filmare. Deci vreo 20 de zile, cred. Da. Doar de pentru zile. Editare. 20 de zile continuu să editez. Asta mi se pare. Oricum, laptopul s-o cam prăjit pe românește. Da, cam am avut un laptop micuț și cam gata. Peste 35 de spații de cazare în care am stat. Wow. Ar fi fost mai multe, dar în Bali am avut cazări pe o lună. Pe termen lung. Da, așa. Am străbătut peste 20.000 de kilometri la sol, cu scooter, cu mașină. Autocar. Da. Am venit din Austria în România, am venit cu autocarul. Nu înseamnă că sunt mai mult. Sunt mai mult, sigur. Da, sigur. E greu să contorizezi chiar tot. Corect. Așa și am cheltuit undeva peste 15.000 de euro. E ceva. Da, dar... Toate economiile noastre. Exact, dar nu ne pare rău. Nu, chiar nu ne pare rău, e ceva unic. Așa cum probabil cu toții vă întrebați acum,
Ce se va întâmpla cu valize vesele în continuare? E bine, valize vesele nu se încheie aici. Chiar dacă în următoarea perioadă vom continua să călătorim în România, da. Și chiar dacă vom posta un singur video pe săptămână, îl vom posta pentru că ne face plăcere și pentru că, așa cum spuneam mai devreme, este o pasiune și o facem pentru noi și așa, ca un fel de moștenire pe care o lăsăm da, și efectiv, în urma noastră. Locurile pe care noi o să le vizităm, experiențele pe care o să le avem noi, o să le imortalizăm și o să punem săptămânal, adică în fiecare duminică, câte un vlog. Da. Cam asta o să se întâmple cu valize vesele și ne-am ambiționat așa, să nu rămânem în umbră, să rămânem în continuare aici pe această platformă YouTube și da. Ne bucurăm. Exact. Un singur lucru am vrea să vă mai spunem și anume că vă mulțumim tuturor pentru că până acum ne-ați fost alături și pentru că veți rămâne alături de noi în continuare celor care veți rămâne. Da. Le mulțumim membrilor pentru că au rămas activi. Da, au rămas activi alături de noi. Și nu știu ce să mai zic. Cam atât. La mulți ani încă o dată. La mulți ani și ție, la mulți ani și vouă. Da, încă o dată un an incredibil pentru noi. Vă mulțumesc și eu, cu așa cum a zis și Andreea, și să ne vedem sănătoși și voioși în următorul vlog, că o să existe. Clar. Duminica viitoare. Cu siguranță. Și o să urmeze niște videouri epice. O să vedeți. La propriu. Experiențe unice, momentan, în România. Da. Până atunci, ne găsiți și pe Instagram, valizevesele.ro. Și dacă v-a plăcut acest video și dacă v-a plăcut anul nostru sabatic, vă așteptăm cu un like. Da. Și până data viitoare, aveți grijă de voi și fiți întotdeauna cei mai veseli. Pa, pa! Pa.